care nu le-ai scris tu. 2, 5, 7, 14 și cu... A, așa mai sunt ca să ne dea 18, da. Păi, el a avut dreptate. Tu te-ai gândit la 5 și 1. A, mai sunt. Ia mai sunt 2 și 4. Da? 4, 5, 2, 7. Mai sunt. Și mai sunt. Ia să mai văd. Pot pune la celălalt eu? Ia să văd. 3, 5 cu 7, 8 cu 15. Ai voie să se repede? Sigur că da. Okay. Poți să mai pun unul la celălalt număr? Vă rog să pun, pot eu? Acum. Da. Ia să vedem. Îl pun aici? Da. Bine. Te rog. Cu 5 cu 7. Uitați, vedeți. 8 cu 5 stați, așa era? Da. E bine, nu? Nu-i corect ce faci. Te rog, să vedem. 8 cu 5 face 14. 7 și 7 fac 14. 14 și 28. Și 28 se împarte la... A, păi atunci e 6. 6. Păi eu parcă mi-ai spus la undeva, nu? Nu, n-am scris. Așa. 8, 6. Da, și Alin. Dar de ce vreți așa? De ce 8 și 6? Și 9 și 6 iar merge? Undeva nu-i bine. Bă, da, nu e bine. Da, n-are cum. Nu se poate. E 9 și 7. Păi 8? Nu, 8 cu 7, 15. 15 cu 5, 20. 26 la mine. 7. 7, da? Da, e ca bine. Cum am scris prima dată. Deci, 8, aici am mai scăzut și aici am mai pus. Sigur că da. Și de asta am pus 7. Da. Și aici 7, 5, 8, 7. Vreau, Ștefania, să prindi și lui șmecherea, că uite, eu nu prea am înțeles. Bă, da, deci se întâmplă în ultimul moment. Ei au descoperit o șmecherie care nouă ne scapă și... Până nu facem un pic de ordine. Deci au făcut așa, au prins atât de bine lucrurile și... Nu știu ce ți-a alurit, că vreau să... Deci vreau și să scriu încă o dată. A, 5, B, 7. Și care să fie? 5 cu 7 cât face? 12, da? Deci 12. Și până la 18 mai am... 6. Deci 5 cu 7 e 12 și până la 18, care e prima pereche, prima sumă care se împarte exact la 9. 18 se împarte la 9 și face 2, da? Ei, deci trebuie ca A plus B să facă 7. Da? A plus B, 7. 7 și cu 11, 7 și cu 11. 7 și cu 12 face 19, da? Deci tu asta ai avut în idee. Ce numere adunate să facă 7. Și acum să vedem toate variantele care adunate să facă 7. Noi va trebui să începem cu A1. De ce A1? Pentru că e prima cifră, nu poate să fie 0. Deci primul caz este asta. A1 și B-ul cât să fie, Ștefania? Ca să mă duc până la 7. 6, sigur că da. 2, o altă situație. 2 și cu 5. 2 și 5. A-ul egal cu 2 și B-ul egal cu 5. Apoi, o altă situație. 3 și cu 4. A-ul egal cu 3 și B-ul egal cu 4. Apoi, o altă situație. 4. Poți spune și eu, da? 4. Da? 4. 4 și 3. 4 și 3, că tot 7 trebuie. Deci A-ul egal cu 4, A-ul egal cu 4 și B-ul egal cu 3. Și mai e. Și apoi mai este și A-ul egal cu 5. Deci 1, 2, 3, 4, 5. A 5-a situație. A-ul egal cu 5 și B-ul egal cu 3. Eu făceam, adică... Le întorceai repede. Mai eu. De fapt, tu spui că ar trebui să ne oprim aici. La A mai puneam și la B mai scădem. Sigur că da. La A pui 1 și la B scazi un pic. Da. O unitate. Că suma lor trebuie să facă tot timpul 7, da? Dar mai e 1. Care mai este? Mai este A egal 6 și B egal... Adică ăsta din înainte și le putem întoarce. Da. Eu spun că le-am epuizat pe toate în condițiile astea. Că doar asta ne interesa, suma să facă cât 12, da? Suma să facă 12. Acum ne gândim ca suma acestor două să facă până la 3 ori 9, 27. 3 ori 9, 27, deci da. După 12 să adun un 15 și 12 și cu 15 fac 27. Și 27 se împarte exact la... La cât se împarte 27? La 9. Da? Adică și acum mă gândesc că A plus B să facă 15. Da, se împarte și la 9? A plus B să facă 15? Păi, o spune da, prima... Atenție, atenție copii. Ce am făcut eu? Știind că A plus B este 12, am adunat un 7 și m-am dus... Fiindcă 5 cu 7 fac 12, am adunat A plus B să facă 7. Și acum A plus B, o altă variantă, să facă 15. L-am mărit pe 7 cu cât? Cu încă 8. Adică la 7 am mai adunat 8 și ne-a dat 1 cu 4. Așa. Și este perfect, nu? Că 27 se împarte exact la 9. Ei bine, acum ne întrebăm ce două cifre adunate să facă... 1 cu 14. Nu, nu 1 cu 14 se poate? Nu. Dar nu există cifra 14. Avem voie să facem doar cu 6, 7, 8 și 9. Pentru că... Adică 6... Că A și B sunt cifre copii aici. Dacă facem... Proful, dacă facem 5 plus cât să ne... Proful, dacă facem 5 plus cât să ne dea 15 vine 10 și n-avem cum. Deci e 6 plus cât trebuie să ne dea... Asta-i. Deci primul caz începe cu... A egal cu 6, da? A egal cu 6, iar B-ul este 5. Nu e adevărat niciunos. Ba da! Cu 9. Că 6 și cu 9 fac 15. Proful, ai schimbat? Da, da, am schimbat eu. Deci A-ul este 6, B-ul este 9. 2. 7, 8. A-ul este 7 și B-ul e 8. B-ul egal cu 8. Apoi 2. A egal cu 9 și B egal cu 10. Deci A egal cu 6, B egal cu 9, A egal cu 7, B egal cu 8, A egal cu 8 și B egal cu 7. Da, pentru că le învârtim între ele, da? Și iată că am epuizat toate soluțiile. Care sunt toate variantele. Dacă facem o ordonală lucrurile. Care întoarcem pe dos. Da, dar sunt 4 de aici și sunt aici iarăși 6. 3 până aici le învârtim, 6, da? 6 și cu 4, 10 soluții are problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Oare ar fi posibil ca A plus B să facă următorul număr care se împarte la 4? Păi... La 9? Următorul vine 36. După 3 ori 9, 27. 4 ori 9, 5. Ce soluție ai problema? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, dar învârtite, schimbate pozițiile. 10. 10? Da. Da. Când zicem 1, 6 și 6, 1. Da. Deci 1... 1, 6, dar și 6, 1. E alt număr. Una este 6567 și alta e când zic 1000 și... Bun. Vreau să vă mai atrag atenția că numerele acestea... Atenție, numerele acestea la care se împarte exact un număr, se numesc divizori. Da? Deci, bunoară, 12 se împarte la 2? Da. 12 se împarte la 2 și atunci 2 ăsta se numește divizor. Am înțeles divizor. Nu putem divizor. Nu mai putem să trecem la 36. Nu se mai poate trece la 36. Da, da, de acord cu asta. De ce? Că cifrele ar depăși 9 și cu 9 cel mult fac 18. Dar știți, m-am făcut? Am făcut 36 minus 12, 5 cu 7. Da, am înțeles. 36 minus 12 asta. Și leagă 27. Și ce două numere adunate să facă... Exact, și la 19 e mai mare. 9 și 9. Perfect, ne oprim acolo. Da. Hai să mă întorc aici, copii. Deci, să zicem, 2 este divizorul lui 12, că se împarte exact. Da. Dar 3 este un divizor al lui 12? 3. Adică 12 se împarte exact la 3? Da. 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 De 4. La 4. 12 se împarte la 5? Nu. Nu. 5 nu este divizor al lui. Trebuie să fie, să se termine cu 0 sau cu 5. O să zicem, divizorii lui 12 sunt egali cu... Așa scris. Egal cu 2. Divizorii lui 12 sunt... Mulțimea formată din... 1. 2. 3. Și cam atât. 1, 2, 3. 4. 6. Da, că se împarte exact. Și cam atât. Și 12. Că 12 și 12. Da. Ei bine, 1 și 12 se numesc divizori improprii. Da, ne-a spus, dacă ce ăștia... Toate numerele de altă ăștia, da? Deci notăm. 1,12 se numesc divizori incorect, profund. Nu toate numerele se împart la 12, toate numerele până în 12. Să nu depășesc pe 12. N-avem cum să împărțim 12 la 13. Că am spus că noi mi-a spus toate numerele se pot împărți la 12. No, eu am spus așa. Toate numerele au ca divizor pe 1 și pe el însuși. Fiecare. Și noi mi-a spus că toate numerele se pot la 12. N-am fost atent, dar nu la asta se referă. Cât că să punctăm bine lucrurile. Deci, 13 pe urmă. Dacă ne gândim la 13, au ca divizor pe 1 și pe 13. Că 13 se împarte la 1 și la 13, da? Deci, 1 și 13, sau 1 și numărul el și numărul în sine, 1 și numărul în sine, se numesc divizori improprii, da? Divizori improprii. Și zero impropriu. Zero impropriu, profund. Dar zero nu putem să spunem că are divizori. De zero nu are divizori. Cu excepția lui zero. Da? Cu excepția lui zero, da. Da? Mergi la baie? Da, te rog. Te rog. Vreau să, Ștefania, haideți să încercăm să găsim toți divizorii lui 15. Deci divizorii lui 15 sunt egali cu... La cine se împarte 15 exact? Scrie și tu divizorii lui 15 și tu, Ricky, divizorii lui 15. La parte de cei improprii. Și el însuși nu-l mai luăm în seamă. E mulțimea formată din... La ce s-ar împărți 15 în mod exact? La 3, foarte bine. Că 1 și cu 5 fac 6, se împarte la 3. La 5. Da. Și la 5, da? La 3, la 5. Da? La 3, la 5. Și la sfârșit îi punem și pe cei improprii. 1 și 15. Vreau să găsim toți divizorii lui 6. Care sunt toți divizorii lui 6? 2, 3, 1, 5. Da, cam atât. Da? Divizorii lui 6 sunt 2, 3, 1 și 6. Da. Este adevărat și să spun că cu cât numărul este mai mare, cu atât are mai mulți divizori? Nu totdeauna. Uite, la 30. Hai să găsim toți divizorii lui 17. Da, da. Mă gândesc că oare uitați o tabla înmulțirii? Nu, ăsta nu se poate. Deci n-are. Nu are decât pe unul și pe el însuși. Așa se numesc numere prime. Da? Deci de 17 Ai doar pe 1 și pe 17. Puteți luați un miliard. Sunt numere prime, da? Sunt numere prime, care nu au alți divizori decât pe 1 și pe el însuși. Haideți să mai vedem ce părere aveți de 29. Hai să vedem divizorii de 29. Nu există. Nu există. Nu există. Ia să vedem. 2-ul la 2 s-ar împărți? Da, s-ar împărți. La 29. 29 dacă se împarte la 2. 29 nu se împarte la 2, dacă cele la sfârșit nu e număr 4. Asta e. Deci la 2 nu. Nu. La 3. La 3 se împarte. E 11, nu se împarte. Nu? Păi, 29 se împarte la 3? A, nu, deci nici vorba. Nici la 3. Deci la 2, nu, la 3, nu, la 5. Să vedem dacă se împarte. La 5, la 5, 3? Nu, este imposibil. A, 29 se împarte la 5, nu se împarte, pentru că trebuie să fie 5 se împarte doar la numerele care se sfârșesc cu 5. Când se împarte un număr la 5? La sfârșit e 5 sau 0? Da. 30, 25... 55 și mai departe, da? Da. Deci, hai să vedem. La 2 nu. La 3 nu. La 5 nu. Nu există. La 7. La 7... Nu, vine 28. Nu, nu se împarte. Nu se împarte. Nu se împarte. Nici la 7. În niciun caz. Dar la 8. Păi nu se împărți la 2. Nu se împarte nici la 8. Că n-ar incorpora pe 2, nu? Nu-i pare la sfârșit. La 8, la 9... La 9 nu se împarte, dar ce nu există număr, adică... 2 și cu 9 fac 11, nu se împarte la 9. Și oricum 29 împărțit la 9, dacă ne gândim, nu se împarte. Din tabla mulțirii nu găsim nimic care să se împarte. Doar 27. Doar 27 se împarte la 9. Deci se pare că e număr prim. Deci încercând noi pe toți, adică am început, nu 2, nu poate, prin 3 nu se poate, prin 5 nu se poate, prin 7 nu se poate, prin 9 nu se poate. Și când am ajuns să-l depășim, cât ar fi fost aici? 27 împărțit la 9 ar fi fost 3, da? Da. Deci când se întâmplă ca la împărțire să fie mai mic decât împărțitorul care îl luăm, ne oprim. Deci n-are rost să mai testăm pe alții. Da? Adică la 29 spunem n-are decât pe 1 și pe 29. Și de aici înseamnă că 29 este număr prim. Da. Da? 29 este număr prim. Scriem și noi asta. Deci, mulțimea divizorului 9 e formată numai din divizorii improprii și atunci numărul este prim. Da. Ce părere aveți de mulțimea divizorilor lui 99? 99 este... adică se împarte la 3, de exemplu, la și la 11 se împarte. Deci ar fi... Se împarte la 3, la 3, la 11, la 9, la 9, la 9, la 11, la 33, deci la 3, la 9, la 11, la 33, la 33, la 99. Și 99 și el însuși, nu? Da. Și 1. 99 și 1. 99 și 1 sunt improprii. Improprii, corect. Da, iată că am găsit arii divizorii și proprii. Pe 3, pe 9, pe 11, pe 33. Proprii. Și improprii, aceștia 99. Are mai mulți. Haideți să vedem cum găsim divizorii următorului număr. 275. 275 sunt 5. Prima oară. Deci am împărțit la 5. Deci la mulțimea divizorilor, hai să scrim, Ștefania, așa. Mulțimea divizorilor 275 este egală cu, acoladă. Așteptați puțin. Adică, da, faceți puțin. Da? Mulțimea divizorilor 275 este egală cu... Și începem. Nu se împarte nici la 9, nici la 3, ca să știți. Deocamdată la 5. În mod sigur la 5. La 55, la 5, că am împărțit. La 55. Nu, păi hai să ne convingi și noi, că dacă tu ne păcălești. Bine, pot face eu la tablă? Uite, zicem 275 la 5. Pot face eu? Să facem în felul ăsta, te rog. Da? Împărțire o să facem în felul ăsta. Trebuie neapărat codine, că nu faci ceva așa eu. Eu știu perfect. Adică codine asta ne facem diferit. Că am împărțit... Ia fără. 275 împărțit la 5. 275. Dar aici să ne învăț, că ne învăță și doamna așa. Împărțit la 5. Egal cu... 5 în 27 merge de 5 ori. 5 în 27 merge de 5 ori, pe 5 ori 5, 25. Da, corect. Aici de 25 de ori. Am zis eu. Se pare și la 5, și la 55, și la 35. Deci se face la 55. Și iată cum se face descompunerea. Acum să fiți atenți. Și la 5. Așa veți face în clasele mai mari. Varianta asta. Deci punem că se divide la 5 și zicem 5 în 25 merge în 27. Merge de 5 ori. De 5 ori și punem 5 aici. Acolo punem. Da, 5. Nu știu. Și zicem 5 ori 5 25 și rămâne un 2 și rămâne 25. Da? 2 cu 5 ori fac 25 și atunci 5 în 25 merge de 5 ori. Deci să punem aici câtul împărțirii. Nu cum faceți aici desfășurat. Deci am pus câtul împărțirii de desubt. 5 în 27 merge de 5 ori. Rămâne un 2, 25 de 5 ori. Și acum, iar 55 merge prin 5. Da? 55 merge prin 5 și 5 în 5 merge odată. 5 în 5 odată. Și face 11. 11 îl trecem aici. Deci merge și de 11 ori, și de 5 ori, și de 55 de ori. Și acum mulțimea divizorilor lui 275 este 5. 5. 25. Și 5 ori 11. 5, și 11. Și, da. Și 55. Și 55. Și 25 e? Și 11. Este 25 ori 5. A, da. Se împarte sigur 275 la 25. Da. Dar nu o să mai scriu 5 ori 5. Zicem 5 la a doua. A, da. Și da? Nu, da. Deci mulțimea divizorilor 275 este formată 5 la a doua din 11, da? Și din 55. Și 55 este un divizor, da? Și 1 și 275. 1 și 275 e mulțimea divizorilor lui 275. Care este noutatea în discuția de astăzi? Ce ați descoperit voi? Că sunt numere... Că sunt numere care au divizori. Care au proprii. Da? Sunt numere care au divizori proprii. Toate numerele au și divizori improprii. Aceea nu există număr să mai pasă. Și numim numere prime care au numai pe divizorii proprii. Da? Cum e 29, mai dați-mi exemplu de numere care au numai divizori proprii, de numere prime. Dați-mi exemplu de numere prime. 29. 99. Deci exemple de numere prime. 92. Nu, 82. 82? Ia uitați ce minciună vine aia. Ia uitați, spune 82. Nu vreau să-i mai dădui. Măcar 2-ul are. Se împarte da, 2. Dar e și pe 8. Când se împarte la 2, de exemplu, nu? Deci când se împarte la 2... 2 ne dă 41. Și 41. 41 are să mai împarte la rândul ei. Da, nu știu. 41 nu se mai împarte la rândul lui. Ba da! Ce puțin mult. Nu. Hai că vă dau alt număr. Ba nu, 41 nu se mai împarte. 9 miliarde. 41 nu se mai împarte. 41 nu se mai împarte. Nu. 41 e prim. Da, e prim. Da, tu ai zis că nu e adevărat. Deci exemple, atenție, exemple de numere prime ar fi 41. Și 31. Că nu are niciun alt divizor decât pe 1 și pe 1 însuși, da? Și 31. Și 31. Aha. Și 31. Și 51. Și 61. Nu e adevărat. Ba, pune pariu pe 51. 51 se împarte la 5 cu 1 fac 6 la 3. Ți-am zis că îi bag eu pe 10 lei. 51? Deci 51 face 5 și 1. Și 11. Da, da, și 11. Și 11 e număr prim. Da. Și 21. Și 21, 21, 3. Da, 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 da. 21, fac 2 și 1, 3, se împarte la 3. 7. 31, 41, 11 și 29, cel de la tablă. Și nu mai avem alte numere decât. Și 7. Și 101. 101. Pare pe 101? Ia să vedem dacă 101 e număr prim. Oare e 101? Și 10, 10 nu. 101 se împarte la 13. Nu. 101 se împărțim la 13. O să fac eu! N-am 10.000. Ia să vedem dacă 101 se împarte la 13. N-am 10.000 ca să știți. Ia să vedem 101 dacă se împarte la 13. Mi-e interesant. 1 milion. 100. 1 milion. 1. Da. Împărțit la 13. La 13. Poate puțin. Ah, păi... 13, 10... Nu se poate. E departe de realitate. 113. Așa. Păi să ne dă cu rest. Ne dă cu rest, nu se poate. Ne dă cu rest, dar aici niciun număr. Nu ne dă cu rest. Din 7 n-ar merge? Din 7. Numere. 7 ori 3, 21, 7 ori 7. Păi da, dacă... A, dacă credeam că e 0. Încercăm? E 0, e 7. O, Doamne. Păi... 7 ori 3. Da. Gândiți-vă la numele pentru mâine. Deci pentru mâine să vă gândiți la 50 de numere prime. 50 de numere prime. Cum să nu? 50 de numere prime. Să vedem. Hai să ne gândim. 50, 51, 53. Deci de găsit 50 de numere prime. Foarte interesant. Ora s-a încheiat. Bună ziua!